Hello și bună dimineața, dragilor! Sunt atât de aranjată pentru că tocmai ce am terminat o ședință la muncă, o ședință cu tematică de Crăciun, cu echipa pe care o am la nivel internațional și da, ne-am urat așa foarte multe chestii faine, am vorbit despre tradiții. Eu în echipa mea am colegi din Germania, din Polonia și ne-am împărtășit așa tradițiile și e super, super fain să discuți în felul ăsta cu oamenii și chiar sunt super mândră de echipa pe care o am la muncă și este super fain să văd că avem o echipă la nivel internațional și că se pot stabili legături chiar și dacă ești la sute de kilometri, mii de kilometri distanță. Deci da, m-a făcut să mă simt așa foarte bine ședința pe care am avut-o și m-a băgat așa în spiritul Crăciunului, dacă pot să zic așa, și ziua de ieri, pe care nu am vloguit-o pentru că am fost la birou, ne-am făcut cadouri de Secret Santa, asta a fost ieri, 14, și voi ați văzut deschiderea advent calendarului de la Sinsay, dar în prima parte zilei am fost la birou și am deschis, de fapt am... împărțit cadourile colegilor pentru Secret Santa și asta m-a băgat în spiritul Crăciunului. După ce am venit acasă, am deschis advent calendarul de la Sinsay. Asta m-a băgat și mai adânc în spiritul Crăciunului și acum meetingul ăsta de dimineață pe care l-am avut cu echipa în care toți ne-am aranjat așa de Crăciun, ne-am pus o bendiță drăguță sau căciulițe și așa mai departe, m-a băgat și mai adânc în spiritul Crăciunului. Deci sunt Crăciun de aici până acolo, astăzi, și să știți că astăzi este o zi scurtă pentru mine la muncă. Este ora 11 și 10 deja, după cum v-am zis, am avut deja ședința pe care am menționat-o mai devreme și mai trebuie să mai stau puțin, mai lucrez până pe la 12 și jumătate și o să mergem la unghii și îmi fac unghiile super de Crăciun. V-am lăsat să decideți pe Instagram cum să-mi fac unghiile și stați să vedem care sunt rezultatele sondajului, dacă pot să zic așa. Oh, și trebuie să-mi pun telefonul la încărcat, că mai am doar 9% baterie. Bun. Cam așa arată sondajul și haideți să vedem care a câștigat, că eu nu m-am uitat foarte bine. Poza de sus a câștigat cu 457 de voturi și poza de sus este aceasta cu candy canes. Deci așa o să-mi fac eu unghiile astăzi. Ok. Super drăguț, deci roșu, candy cane, pe o bază bej, cu, da, candy canes din alea, ok, ok. Cred că fata care îmi face unghiile o să fie super bucuroasă că o să trebuiască să deseneze pe unghiile mele foarte mici o grămadă de candy canes, dar mă rog, este super pricepută. O să încerc să vă vloguez puțin și de acolo, chiar dacă o să vă pun poate așa mai multe cadre doar și muzică peste, dar o să încerc să fac lucrurile astea și acolo și să nu încurc foarte mult, pentru că eu dacă filmez, pentru ea durează mai mult și n-aș vrea să o încurc în felul ăsta, pentru că știu că în perioada asta cu Crăciunul este foarte aglomerată și de aceea am și mers astăzi la ora 1 și am plecat un pic mai repede de la lucru. Bineînțeles că o să recuperez mâine. Mâine o să stau mai mult la lucru decât trebuie, cu 3 ore, pentru că astăzi plec mai repede cu 3 ore, dar mă rog, totul o să fie bine. Dacă astăzi reușesc să fac unghiuțele, totul este super. În vlogul de astăzi o să vreau să mergem, după ce terminăm cu unghiuțele, până la mall. Pentru că v-am zis zilele trecute că vreau să îmi caut pantaloni verzi, așa că o să mergem la Stradivarius să vedem ce găsim. Mi-am dat seama astăzi de dimineață, că tot veni vorba de spirit crăciunistic, că n-am mai deschis de ceva timp advent calendarul. Ieri nu l-am deschis pentru că nu am făcut vlog obișnuit și cealaltă zi am uitat. Deci, da, din data de 13, 12 este deschis, dar avem de deschis 3 căsuțe astăzi, 13, 14 și 15, așa că este foarte bine că putem să facem lucrul ăsta acum și împreună. Haideți să vedem ce se află în spatele căsuței cu numărul 13. O, și așteptam momentul ăsta. Așteptam momentul rujului roșu într-un advent calendar. Este soft matte lip cream în această nuanță de roșu închis, superbă. Se numește Monte Carlo. Nu o să mă dau cu ea acum pentru că probabil o să fie destul de greu de dat jos, dar este o nuanță absolut genială de roșu, foarte, foarte frumoasă. Și în ceea ce privește nuanțele de roșu, cel puțin pentru mine, e foarte bine că vin în mini size-urile astea, pentru că eu mă dau cu roșu doar la ocazii speciale sau când fac ceva poze crăciuniste. Bun, 13 a fost o zi cu succes, foarte frumoasă nuanța de ruș, sper să-mi stea și bine, dar mie în general îmi stă bine cu ruș roșu, doar că nu prea e stilul meu să-l port. Haideți să vedem ce se află și la ziua 14, fără să-mi rup unghiile, de preferat. Se află un primer, primerul pe care îl căutam eu încă din primele zile și este în sfârșit aici.
se numește pore filler. Dacă ar focaliza așa, se numește pore filler și de mult timp vreau să încerc acest primer. Foarte bine că l-am găsit în sfârșit în advent calendar. Eu știam că ăsta o să se afle în advent calendar și eram foarte încântată despre el, dar mă bucur că în sfârșit o să pot să îl încerc, poate chiar în weekendul acesta când o să-mi facă machiajul să fie un picuț mai rezistent, pentru că da, trebuie să fac extrem de multe poze weekendul ăsta, trebuie să recuperez tot conținutul, trebuie să încep să fac poze pentru colaborarea cu Kurtman pe care am menționat-o la începutul săptămânii trecute, ceva de genul. O să avem un giveaway în fiecare zi din 20 până 24 în care o să oferim un voucher de 100 de lei pe Instagram și o să trebuiască în consecință să fac câte o poză crăciunistă sau nu neapărat, dar o poză, oricum, pentru fiecare zi și de acolo din secțiunea de comentarii o să alegem câștigătoarea, deci da. Trebuie să mă pregătesc în avans, bineînțeles, pentru lucrurile acestea și în weekend o să trebuiască să fac asta, deci o să-mi fie foarte de folos acest pore filler, acest primer pentru fondul de ten. Și haideți să revenim și să deschidem și ziua cu numărul 15. Nu vreau să stăm foarte mult aici de vorbă pentru că astăzi am multe activități pe afară și o să mergem și în cabina de probă. O, este o pudră! Stați un pic că revin imediat la ideea de mai devreme. Dar haideți să și închid acest altar. Este 15, da. Avem o pudră. Mă gândeam că este 16 și mai pot să mai deschid una, dar nu, e ok. Avem o pudră HD Finishing Powder, Mineral Base, cam așa arată și este o pudră albă. Este mereu utilă o astfel de pudră, în special pentru zona de sub ochi. Și este o pudră foarte fină, din câte îmi dau eu seama. Ok, super fain, este în nuanța translucid și se numește, da, HD Finishing Powder. Deci avem două produse pentru față zilele astea și un ruj roșu. Super, super fain. V-am zis că îmi plac produsele astea de make-up care fac diferența, dar pentru fardul ăla și pentru pudra aia sunt încântată, pentru că și pe ten îmi place să stea totul în regulă și dacă ceva mă ajută în sensul de bază și pudră, sunt mereu bucuroasă. Da, vă ziceam de planurile de astăzi și că nu vreau să stăm foarte mult, să zăbovim foarte mult aici în locul acesta, pentru că astăzi v-am zis că mergem la mall și vreau să probăm chestiuțe în cabina de probă împreună, vreau să-mi aleg o pereche de pantaloni verzi sau să mă decid să-i comand online. Nu știu exact încă ce o să fac, dacă mă îndrăgostesc de cum îmi vine o pereche de pantaloni din magazin, atunci o să o iau pe aceea. În Stradivarius v-am zis într-unul din vlogurile trecute că au o grămadă de opțiuni de pantaloni verzi și o să vreau să mergem să le probăm pe toate și să vedem care îmi vine cel mai bine. La fel, o să vreau să merg și până în Zara Home. O să vreau să merg să mă uit de niște lumânări parfumate. Asta pentru cadoul de Secret Santa al prietenului meu și da, cam astea o să fie planurile pe astăzi, bineînțeles asta după ce o să-mi fac unghiile și unghiile mele sunt lângă un Pepco și un Kik, deci s-ar putea să intrăm și până acolo să vedem ce chestii crăciuniste mai au. Deci da, multe planuri astăzi, nu o să mai zăbovesc foarte mult aici că deja am filmat 9 minute. Vreau doar să vă zic că, să vă dau așa un update și să vă zic că la finalul vlogului acesta o să alegem și câștigătoarea numărul 2 din Vlogmas. Asta o să facem seara, pe seară, înainte să facem încheierea. Dar da, o să se întâmple în vlogul de astăzi și acest lucru și să știți că vlogul trecut, în care am deschis calendarul Advent de la Sinsay, este și un giveaway, așa că mergeți să vedeți despre ce este vorba. Dacă sunteți interesate să câștigați 18 căsuțe, adică gen 18 căsuțe din astea de Advent calendar, din calendarul roșu de la Sinsay, mergeți să vedeți despre ce este vorba. Eu deja și port cercei pe care i-am găsit ieri. Aceștia cu ho-ho mi se par foarte festivi și foarte drăguți. Deci da, cred că o să mă pun să mai muncesc puțin pentru că este doar 11 și 20. O să-mi las toate lucrurile în ordine ca să nu fiu stresată și pe la un 12 și jumătate, ceva de genul, o să ne pornim către manicură. Deci o să vă dau un update de la oglindă, așa cum v-am obișnuit. Hai că pentru voi e o tranziție drăguță, dar pentru mine mai durează vreo oră și trebuie să merg să lucrez. O prostie pe care numai eu o puteam face, în ultimele 30 de minute, ceva de genul, am căutat într-una căștile, pentru că nu le găseam, nu știam unde sunt și l-am pus pe prietenul meu să iasă de la lucru, să se ducă să caute în mașină, a căutat, nu le-a găsit. A fost un dezastru în toată casa, am căutat peste tot, am încercat să conectez căștile lui Bluetooth la telefonul meu, dar pentru un motiv sau altul nu funcționează și până la urmă le-am căutat și le-am găsit în buzunarul Jeci cu care am fost ultima dată când am filmat pe afară.
în care am căutat înainte să-l sun pe prietenul meu, că am căutat în toată casa. Dar da, mă rog, bine că le-am găsit, pentru că fără căști nu am microfon să pot vorbi și dacă vorbesc pe telefon pur și simplu cu microfonul original nu se aude cum trebuie și se aude foarte vâjit, se aude și zgomotul de fundal și nu-mi place să postez așa. Deci dacă nu găseam căștile, trebuia practic să merg să cumpăr altele dacă voiam să postez ceea ce fac astăzi sau nu știu. Dar bine că le-am găsit, să nu ne mai gândim la asta. Haideți să facem ținuta zilei, că oricum sunt în mega întârziere deja. M-am îmbrăcat foarte lejer, am niște bej cu accente de verde. Am pe mine vestuța asta cu o maletă verde pe dedesubt, o băscuță verde, o curelușă verde și pantalonii ăștia cu talie înaltă și foarte ampli. Și în picioare am ghetuțele de la Jenny Fairy. Nu este o lumină foarte fericită afară pentru că este foarte, foarte întunecat și eu vreau să merg acum la unghii. Este ceasul, stați să vedem cât. Este ceasul 12 și 41 de minute, deci ar trebui să-mi chem un Uber pentru că la 1 trebuie să ajung la manicură. O să iau acum cozonacii făcuți de Mira în spate pentru că, după cum v-am zis, este o vreme destul de urâtă și mergem. Ne auzim data viitoare de la unghiuță. Am ajuns la noua între timp și uitați ce produs drăguț au ei cu decorațiuni așa de lemn personalizate și cu roșu și cu auriu. Vreau să vă arăt unghiuțele mele înainte și aici, da, mi s-a rupt un pic cu bluza când am tras de agitată să caut căștile. Dar cam așa arată unghiuțele mele înainte și o să vă arăt în câteva secunde cum arată after, după ce își face Lore magia. Dar înainte de asta vreau să vă zic că mi-au dat și un cadou pe care l-am pus aici la masa asta de manicură și pe care vreau să-l deschid, dar nu știu cum să fac să-l deschidem împreună. Stați un pic. Cred că așa funcționează și mă și vedeți. Haideți să vedem ce am primit aici de la Noah. Ei sunt mereu foarte drăguți și dacă cumva sunteți din Timișoara, să știți că vă recomand din suflet salonul ăsta. Au niște fete foarte, foarte faine. Haideți să vedem. Ok, foarte funny. Da, este dulcele pe care ar trebui să-l mâncăm oricum sezonul ăsta, gen doar pe ăsta, dacă ținem la silueta noastră. Dar da, foarte, foarte funny. O atenție foarte drăguță. V-am zis că ele sunt mereu foarte drăguțe și foarte atente cu clientele. Dar da, numai bine că n-am apucat să mănânc nimic pentru micul dejun astăzi și este ora 1 și 10 minute. Nu știu dacă puteți voi vedea acolo, dar da, este 1 și 10 minute, deci a picat la fix. Bun, haideți că acum o să vină Lore să ne apucăm de unghiuțe și o să vă dau update când plec de aici. Da, să vedem cum ies. And somehow we knew that we'd find something true and that everything would change from now on. Yes, dragilor, gata, am ieșit de la salon, nu am filmat mare lucru pentru că Lore a fost în super întârziere și foarte pe grabă pentru că luna decembrie este full pentru, cred că pentru toate manicuristele, dar nu știu, am impresia că în special pentru ea pentru că e super pricepută, eu mă știu că ea de foarte mult timp și am impresia că îmi cunoaște atât de bine forma unghiei încât nu mai pot să merg la altcineva. Cam așa arată unghiuțele. Sunt super, super simpatice, foarte crăciuniste, oricum o să le mai vedeți voi de-a lungul următoarelor zile de vlog, așa, în timp ce vă gesticulez și vă arăt chestii, dar da, sunt foarte, foarte mândră de ce a ieșit și nici n-am mai stat în salon pentru că, gen, să vă arăt rezultatul final, pentru că deja se aglomerase foarte mult. Dar oricum, cred că o să întorc acum camera și o să încerc să vă arăt acum în felul. Cam așa, nu este cel mai crăciunist setup pentru că sunt aici lângă Kaufland, dar da, arată foarte, foarte bine. Lore mereu face treabă foarte bună, așa cum v-am zis. Mie îmi place foarte mult că
pune suflet în tot ceea ce face și e atât de migăloasă și forma unghiei de data aceasta e și superb. Uitați-vă la unghiuța asta roșie, sunt așa mici, simpatice și au o formă foarte bine definită. Deci da, v-am zis, chiar îmi plac super, super mult. Acum ce urmează să fac este aproape să ajung la Pepco și la Kik. Vreau să vă iau pe aici și după aceea mă duc acasă, pentru că m-a sunat un curier. Vine astăzi un curier cu o comandă de la Kurtman, vine same day-ul și a spus că este până la ora 17 și un sfert în zona mea, așa că o să mă duc acasă, o să ridic coletul de la Kurtman, îl las în casă și merg la mall așa cum am plănuit. Dar da, haide că imediat o să intru în Pepco și în Kik și o să vă arăt de pe acolo dacă văd ceva interesant. Gata, acum ies din Kik. Este un Kik aici care este cu etaj în felul ăsta și n-am găsit nimic, așa că acum intru în Pepco. În Kik nu am mai avea nimic de Crăciun. Update, am ieșit și din Pepco și am venit repede în stația de autobuz pentru că scrie că mai durează gen un minut, două până ajunge transportul care mă duce până fix în fața blocului, așa că o să merg cu el și până atunci am zis să vă dau un update. Am ieșit între timp și din Pepco pentru că nu mai este nimic de Crăciun nici în Pepco, nici în Kik, cel puțin în acestea care se află aici, în zona asta. Cred că dacă sunteți din Timișoara vă dați seama despre ce vorbesc. Nu știu exact cum se numește zona, dar cred că vizual o să vă dați și voi seama. Nimic nu mai este în Pepco și în Kikul acesta și am impresia că anul acesta au început un picuț cam repede cu chestiile de Crăciun, adică nici nu s-a terminat bine luna octombrie și în Kik erau deja chestii de Crăciun și s-au sfârșit exact când ar fi sezonul cumpărării de cadouri, ceea ce nu mi se pare neapărat fain, pentru că multă lume ar căuta acum lucruri de Crăciun, nu în octombrie. A fost un picuț prost. Proastă strategia din anul ăsta, cel puțin din punctul meu de vedere. Dar da, uite că îmi văd și transportul așa în zare, deci o să închid, o să ne auzim de acasă puțin. O să încerc să iau legătura cu curierul, să-mi ridic coletul și după aceea să mergem la mall să vedem de pantalonii verzi și de cadoul pentru Secret Santa. Dar da, am unghiuțe noi. Oh my god, cât de faine! Între timp am ajuns acasă și mă vedeți îmbrăcată pentru că nu mă mai dezbrac. Vreau doar să vă dau așa un micuț update. Ce s-a întâmplat? Am fost după colet și am adus coletul de aici în momentul de față. Este la mine acasă și Mira e foarte bucuroasă că am venit, dar nu stau mult, Mira. Nu acum, cel puțin. Voiam să vă zic că am fost eu după curier și am venit cu coletul singură în brațe, cel puțin un kilometru sau maxim un kilometru, nu știu, între 700 de metri și un kilometru am venit eu cu coletul în brațe, dar da, nu vreau să dau foarte multă amploare chestii astea, nu-mi place deloc cum livrează cei de la Same Day, nu mă înțeleg deloc bine cu curierul care livrează de la Same Day, dar atât. Asta e tot ceea ce vreau să zic, nu vreau să-mi stric ziua asta care se anunță a fi o zi foarte bună încă de dimineață. Ceea ce vreau să fac acum ca să mă recompensez și să mă fac să mă simt un picuț mai bine, pentru că am mâncat decât batonul acela fitness pe care l-am primit de la Noa. Vreau să mă duc să mănânc ceva de la mall, nu știu, ori de la Mac, ori de la KFC, ori de la Taco Bell. Vreau să mă duc să mănânc ceva bun, dar rău în sensul ăsta. Până ajung acolo mă mai gândesc exact ce vreau să mănânc, dar cred că o să mănânc ceva de la Mac pentru că au scos ceva cartofi super, super buni acum în colaborarea asta cu Chef Foa și cred că o să-mi iau niște nuggets și niște cartofi din aceea sau ceva de la KFC, nu știu, mă mai gândesc, dar oricum o să vă dau un update și o să vă arăt următoarea dată ce mănânc. Deci da, ies pe ușă. Mira, ne vedem mai târziu. Îmi pare rău, fata mea. Nu pot să stau acum cu tine foarte mult, dar da. Ne auzim, dragilor! Hai! Gata, am reușit să comand și să mă pun la masă și mi-am luat cartofiori din ăștia de care v-am spus de la Chefoa și 6 chicken nuggets la care am primit și niște sos. Sunt pur și simplu moartă de foame, așa că o să mă pun să mănânc și după aceea mergem prin magazine să vedem ce și cum. Hai, poftă bună mie! Gata, am terminat de mâncat și, doamne, ce unghi extraordinar am găsit să vorbesc cu voi. Deci, cred că de la ultima dată când v-am arătat mâncarea, au trecut 5 minute, ceva de genul, și voiam să vă întreb și pe voi dacă sunteți la fel ca și mine, dacă și voi mâncați la fel de repede. Eu orice aș avea în față, mănânc foarte repede. Știu că nu e bine lucrul ăsta, încerc să lucrez la chestia asta, dar nu-mi iese pur și simplu.
mereu mănânc foarte repede, mai am aici o grămadă de suc, nu cred că o să-l mai beau pe tot, pur și simplu l-am luat că nu cred că intră la meniu, dar am avut eu poftă de ceva dulce în sensul ăsta și de un pic de energie. Și doamne cum îmi stă părul, pentru că v-am zis că am umblat destul de mult pe afară și pe afară este foarte multă umiditate din cauza iernii. Și da, mi s-a expandat și s-a făcut oribil. Da, nu în fiecare zi putem să arătăm țiplă, dacă pot să zic așa. Dar da, e ok, nu e nicio problemă. Bun, coton, Crackle Candle, Stradivarius, Zara Home, hai să mergem! Guys, între timp am ajuns în H&M și voiam doar să vă anunț că vedeți în spatele meu și cred că puteți să vedeți și încoace faptul că am început promoțiile în magazin. Deci dacă cumva aveți posibilitatea să veniți într-un magazin H&M, să știți că am început reducerile în magazin. Ei mereu dau startul reducerilor puțin mai repede, normal, dar haideți să vă întorc și să vă arăt ce puteți găsi pe aici. Sunt reduceri destul de bune. Uite, de exemplu, geaca asta e redusă de la 160 de lei la 90 de lei, ceea ce e ok pentru prima tură de reduceri. Au și jeans la reducere în partea asta. Pantaloni în partea asta. Uite, pantalonii ăștia, de exemplu, sunt doar 31 de lei și sunt destul de cool. Dar da, super fain. O să mă uit un picuț pe aici și dacă cumva găsesc ceva... Așa, mai bine, și dacă cumva găsesc ceva interesant, o să vă arăt și vouă, dar dacă nu și o să ies cu mâna goală, e bine, n-o să vă mai arăt nimic. Dar evident că n-a scăpat cardul meu nefolosit în H&M, am cumpărat ceva, dar o să vă arăt acasă exact ce am cumpărat și în cazul în care cumpăr mai multe chestii, o să vi le arăt pe toate acasă. Da, în cazul în care mai cumpăr pantaloni verzi sau poate găsesc altceva, drăguț, verde, nu știu, da, și aici tot ceva verde mi-am luat, dar nu vă arăt mai multe. Acum o să vreau să ies să mă duc până la DM, pentru că tocmai ce mi-am amintit că prietenul meu m-a rugat să merg să îi iau fixativ. Așa că într-acolo ne îndreptăm, mergem la DM și vedem dacă mai este și ceva interesant. Stați că greșeam ieșirea. Haideți să intrăm în Zara Home, să vedem dacă găsim ce căutăm. Știți și... Peretele cu lumânări parfumate. Eu sincer căutam Salted Caramel, dar nu știu dacă o mai găsesc în momentul de față și pentru online nu avem timp să așteptăm. Dar da. Stați puțin că vreau să și eu întreb pe fata de aici să vedem dacă mai găsim cumva Salted Caramel, pentru că eu după aia, sincer, după aia am cam venit. Și uitați-mă și pe mine. În altă ordine de idei, am găsit cele mai drăguțe decorațiuni ever. De ce sunt plovărașele astea atât de drăguțe? Oh my god! Eu cred că o să iau unul. Deci send help. Pentru că eu... Ah, coșulețul este 79 de lei, dar eu o să iau un plovăraș din asta. De ce sunt prea frumoase? Oh my god! Sunt super, super drăguțe, nu-i așa? Și mă îndrept spre Stradivarius. Magazinul la care voiam să vin de dimineață, de când am plecat de acasă, și este aproape ora 7. Deci da, sunt plecată de ceva timp de acasă. Oh, deja sunt și destul de obosită, nu știu dacă se vede pe mine, dar Stradivarius este ultima oprire, probăm pantalonii și după aceea mergem acasă. Gata, am ajuns și aici în Stradivarius, în cabina de probă, și vreau să vă arăt ce mi-am luat aici să probez. Am 3 plovere bej. După asta venisem inițial doar că mai este doar mărimea L, ceea ce nu mă gândesc în mod deosebit. Am aici o chestiuță pe care aș vrea doar să o încerc. Mi-am un plovăraș din ăsta foarte pe gât, așa un bej deschis, și 4 perechi de pantaloni verzi. Am aici o pereche de pantaloni raiați, o pereche de pantaloni evazați, asta în două mărimi. Și mi-am o pereche de pantaloni eleganță și aconici, tot verzi. Acum nu știu, haideți să vedem care este cea mai... potrivită alegere, dacă pot să zic așa, și la plovere le-am luat doar ca să le probez. Și vreau să vă zic că muzica este foarte, foarte tare aici în Stradivarius. Acum am prins, din fericire, o micuță pauză de la muzică și s-ar putea să nu pot să vorbesc când probez hainele, dar o să vă inserez oricum niște imagini. Asta, stați liniștiți că sigur o să o fac. Bun, haideți că o să încep cu prima pereche de pantaloni de aici. Și o să iau pe mine un plover simplu ca să ne dăm seama ce și cum, probabil ăsta de aici, pentru că asta e destul de lungă ca să-mi dau seama cum îmi vin pantalonii, deci da, hai să începem. Da, am ales să fac voice-over pentru că, într-adevăr, muzica în cabina de probă era foarte, foarte tare dată. Aceștia sunt primii
pantaloni pe care i-am probat sunt un jeans raiat și au o nuanță foarte, foarte frumoasă. Singurul lucru care mă nemulțumește la ei este faptul că vin destul de lărguți în talie. Eu aici probez mărimea 42 și asta pentru că n-am mai avut mărimea 40. Mărimea 40 sigur mi-ar fi venit mult mai bine în talie. Ceea ce îmi place foarte mult la ei este cum vin în partea de jos. Sunt exact lungimea perfectă. Nu sunt foarte, foarte mulțumită cum vin în zona coapselor, pentru că mi se par destul de strâmți și la fel în zona talii mi se par un picuț lărguți, dar da, mi-au plăcut per total și au o culoare foarte drăguță. Am probat și ploverul bej, plover care, sinceră să fiu, nu mi-a plăcut absolut deloc. Mărimea pe care o vedeți voi pe mine este mărimea XS. Mi se pare că vine foarte larg și parcă prost croit într-un fel, nu merge nici băgat foarte bine în pantaloni. Dar un lucru foarte fain este gulerul ăsta care este super oversized și este așa foarte cozy. Dar în schimb, pe lângă gulerul care arată bine, nimic nu mi-a plăcut din ploverul ăsta. Da. Not a good look. Ploverul cu numărul 2 este ploverul acesta de care eu m-am îndrăgostit acum câteva săptămâni când l-am văzut prima dată. Are o culoare superbă. Îmi place foarte mult imprimeul ăsta, textura lui și faptul că are gulerul foarte supradimensionat. Ceea ce nu-mi place la el și nu este vorba de plover, este vorba de mărime. Mărimea aceasta pe care o probez eu este mărimea L. Și nu este mărimea mea sub nicio formă. La croiul acesta de plover mi-ar fi trebuit un S, un XS, ceva de genul. L-ul este mult prea mare și nu oferă look-ul acela pe care mi l-aș fi dorit eu să-l ofere. Deci, din păcate, a trebuit să îl las în urmă. Dar ploverul în sine mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și după ce am probat două plovere, am revenit să probez o pereche de pantaloni. Doamne, cât de rău mi vin pantalonii ăștia! Este incredibil, nu știu de ce am ales să postez lucrul ăsta pe internet, dar mă rog, îmi vin absolut oribil și sunt și dintr-un material foarte subțire. Nu știu, nu am conformația corpului sub nicio formă pentru astfel de pantaloni, trebuie să fii foarte înaltă, cred eu, ca să-ți vină bine un astfel de croi, dar da, nu arată deloc, deloc bine pe mine. Oh my God! Și iată-ne la ultima pereche de pantaloni pe care am luat-o cu mine în cabina de probă. Tot verzi, tot pe croiul acesta un picuț mai elegant, doar că mai mulați pe corp, ceea ce mi se pare că mă avantajează puțin mai mult decât pantalonii precedenți, dar totuși parcă este ceva ce nu-mi place la pantalonii ăștia. Ei vin foarte bine atât pe talie cât și pe picior. Cu toate că în talie sunt un picuț cam lărguți, vă arătam eu aici în imagini, pot fi mai strâmți ca să facă talia și mai micuță decât atât, dar mi-au plăcut foarte mult dungulițele acestea pe care încerc eu să vi le arăt, care dau un efect de talie mai mică. Am încercat să-i probez și cu o maletă ca să văd cum arată cu ceva mulat. Ei arată destul de bine, dar nu știu de ce, pur și simplu nu m-au convins pe mine într-un fel în care să zic că ar fi stilul meu. Cred că i-aș fi luat și i-aș fi ținut în garderobă, fără să-i port. Deci am ales să nu fac lucrul acesta, dar m-am tot învârtit în cabină până să mă decid să nu îi cumpăr. Dar da. Gata, dragilor, las în urmă și Stradivarius. Am cumpărat ceva aici, dar o să vă arăt când ajungem acasă, pentru că acum exact într-acolo mă îndrept, sunt destul de obosită și vreau să știți că deja am decis să fac voice-over peste cadrele din cabină pentru că era extraordinar de tare muzica și mai mult ca sigur mi-ar fi dat copyright dacă aș fi încercat măcar să vorbesc și să păstrez acele cadre vorbite cu părerile mele despre articole, dar mai mult ca sigur o să editez ori în seara asta, ori mâine de dimineață și sigur când revăd imaginile o să-mi amintesc ce părere am avut despre fiecare articol în parte. Acum, după cum am zis, mă îndreptăm spre casă și nu cred că o să se mai întâmple foarte multe lucruri pe drum decât dacă îmi cade mie ciobănașul ăsta de pe spate, că uitați cum umblu. O să mă și pun aici pe o chestie din asta, o canapea din asta, ca să mă îmbrac. Și v-am zis, noi ne auzim de acasă, pentru că nu o să se mai întâmple mare lucru. Merg direct acasă. Ia uitați cine a ajuns acasă! Fica rătăcitoare! Doamne, ce zi am avut astăzi, deci încă nu pot să cred că sunt plecată de acasă de la ora 1 fără 10? Da, ceva de genul. Oh my God, ce zi, este ora doar așa ca referință, pentru că am impresia că voi știți, dar voi nu știți cât e ceasul la mine, este 19:20. Da, am avut o zi plină astăzi și vreau să închei stând aici cu voi și arătându-vă ceea ce mi-am cumpărat din mall. Mi-am cumpărat ceva pantalon de la Stradivarius și ceva de la H&M. Așa că haideți... și de la Zeme și de la Zara Home am cumpărat o
chestiuță. Așa că haideți să vedem împreună ce anume am cumpărat aici. Așa, în felul ăsta am făcut cadrul un picuț mai larg ca să vedeți și ce vă arăt aici. Și o să încep cu pantalonii, pentru că ăsta este ultimul lucru și singurul lucru pentru care m-am dus la mall și ultimul lucru pe care l-am cumpărat. Ce să vezi? Mi-am cumpărat pantalonii aceia raiați, cei pe care i-am probat prima dată și vă ziceam, înainte să ies din mall, faptul că ceva mă mulțumește la ei, adică culoarea, este una superbisimă, ador culoarea și ador cum vin pe picior, dar ceea ce nu-mi place este că sunt foarte largi în talie și lucrul ăsta se vede. Ei sunt genul ăsta straight fit și i-am luat în mărimea 42 pentru că mărimea 40 nu mai era. Sunt sigură că mărimea 40 mi-ar fi venit mult mai bine decât mărimea 42, cel puțin aici în talie, dar și pe picior. Pe picior nu mă deranjează că sunt mai lărguți și ceea ce mă deranjează este că sunt foarte strâmți în zona fundului, în zona coapselor și sunt foarte largi în talie. Dacă erau strâmți în zona coapselor și erau strâmți și în talie, atunci mi-ar fi plăcut mai mult decât acum, dar este ok. O să îl rog pe prietenul meu să văd dacă se poate uita să îi strâmteze puțin în talie, dacă poate prin materialul ăsta, pentru că este un material foarte gros, foarte raiat, foarte bine făcut, de altfel un material foarte bun pentru sezonul rece. Dar nu știu cât de ușor poate fi strâmtată, în sensul ăsta zic. În schimb, culoarea este superbă, este una foarte, foarte frumoasă, este exact verdele pe care mi-l imagineam și pe care mi-l doream. Am găsit mai multe nuanțe de verde, să știți, dar asta este nuanța care mie mi-a atras cel mai mult atenția. Aici jos au tipul ăsta neterminat, vin pe picior foarte lărguți și foarte relaxați, ceea ce îmi place foarte mult. Singurul minus este faptul că sunt un picuț lărguți în talie, dar dacă prietenul meu nu o să poată să-i rezolve, atunci o să îi port mereu cu o curea și nu o să fie mare problemă sau pur și simplu o să-i port așa lărguți în talie cum sunt. Dar da, mi-am luat perechea asta de pantalon de la Stradivarius. Este aproape exact ce îmi doream și prețul lor a fost de 140 de lei, nu foarte ieftini, nici foarte scumpi, un preț acceptabil, așa că i-am cumpărat. Și acum să trecem la nimicurile astea pe care le-am cumpărat fără să am nevoie. Bine, în primul rând i-am cumpărat prietenului meu fixativul. Ăsta e fixativul pe care îl folosește el. Face părul să stea foarte, foarte bine, foarte mult timp. Este numărul 5 de la Sias. Îi place lui mult. Știu chestia asta și mereu îl cumpăr pe acesta. Și tot din nevoie mi-am luat și mie o apă micelară de la Garnier, pentru că nu mai am apă micelară, mai am doar ulei de machian și nu tot timpul am chef. Stați că am un fir de păr pe față. Așa, ziceam că nu tot timpul am chef să mă demachiez cu ulei, așa că o apă micelară pentru zilele acelea în care nu sunt machiată foarte mult sau în zilele acelea în care vreau doar să-mi curăț tenul este o alternativă foarte bună și am luat-o pe asta de la Garnier pentru că este singura apă micelară pe care am folosit-o pe lângă cea de la Bioderma și îmi place la fel de mult ca și cea de la Bioderma și este la jumătate de preț. Este favorita mea, toată lumea știe că apă micelară de la Garnier, cred că toate, dar mie asta roz îmi place cel mai mult. Sunt foarte bune, în general. Din Zara Home. Din Zara Home, de fapt, în Zara Home. Na, că v-am arătat deja. În Zara Home am intrat să mă uit de lumânare parfumată pentru Secret Scent-ul prietenului meu de la muncă. Și am sfârșit prin a cumpăra acest ornament pentru pom, care este un plover. Deci, pur și simplu, nu m-am putut abține. Uitați-vă și voi. Nu, n-am putut. N-am putut să las acolo, pur și simplu. A fost 26 de lei. Ridicol. Un preț ridicol de mare pentru chestiuța asta, dar am zis că este de efect, am zis că este drăguță, m-am abținut, am luat doar una, mai aveau și pe verde și pe roșu, cred că vi le-am și filmat în magazin, dar oh my god, este un plover, opa, este un plover de Crăciun, deci mi se pare adorabil, de obicei nu-mi cade fața atât de repede la lucrurile astea, cu toate că le văd în magazin, nu-mi vine neapărat să le cumpăr, n-am impulsul să le cumpăr imediat, dar cu asta nu m-am putut abține, mi se pare absolut genial și foarte, foarte frumos și interesant, de ce nu? Și ultimul lucru pe care mi l-am luat este din H&M și este un plovăraș verde, un plovăraș verde limetă, în felul ăsta, mi se pare că acest verde se potrivește foarte bine cu acest verde. Și face o ținută foarte, foarte interesantă. Plovărașul ăsta a fost la reducere, a fost 31 de lei, nici nu știu exact de la cât. Ia uite că se deschide eticheta asta, să vedem, adică se desface. Sunt foarte curioasă de la cât a fost redus. Ah, uite, de la 89,90. Deci chiar am făcut o afacere bună. Nu că ar fi contat și dacă ar fi fost redus de la
40 la 30 de lei, tot ar fi fost drăguț și s-ar fi potrivit foarte, foarte bine cu verdele pe care îl am eu în minte și pot să alcătuiesc o ținută verde cu un alt vibe cu ajutorul acestui plover. Cred că era ultimul în magazin și l-am luat în mărimea M. Dar sigur, mi este bun pentru că este super, super elastic și super mare și cred că o să vină foarte, foarte bine. De-abia aștept weekendul să mă transform într-un brad de Crăciun. Și cam atât. Asta este tot ceea ce am luat. Am lăsat în mall în jur de 300 de lei, 270 de lei, ceva de genul, pe niște nimicuri. Dar mă rog, ne-am obișnuit cu toții, cred că până acum, cu lucrurile astea, sau poate încă nu ne-am obișnuit, pentru că numai ce s-au mărit prețurile peste tot, încă trebuie să avem așa o perioadă de acomodare, să ne obișnuim cu toate prețurile, dar mă rog, ce putem să facem noi? Dar da, vreau să vă arăt și unghiuțele, pentru că nu am apucat să vi le arăt așa, să le vedeți așa un picuț mai bine. Dar da, cam așa sunt unghiuțele. V-am zis că Lore este foarte, foarte pricepută și uitați ce formă frumoasă a dat unghiilor. Mi se pare că cel puțin asta, arătătorul, arată foarte sleek și foarte bine. Să știți că unghiile mele sunt genul de unghii care cresc în sus și sunt genul de unghii pe care este destul de greu de lucrat, sinceră să fiu. Am fost la mai multe manicuriste și mai multe manicuriste mi-au zis lucrul ăsta, că am niște unghiuțe foarte complicate, în special unghia asta mică și da, de la mâna asta, pentru că mi este falanga un picuț într-o parte, dar da, Lore face o treabă foarte bună cu unghiuțele mele și mereu sunt mulțumită când este la ea, mereu nu mă mai pot opri să mă uit cel puțin în primele câteva zile când mi-am refăcut manicura să mă uit la unghii, pentru că sunt mult, mult prea simpatice. Și nu vreau să se termine această zi foarte haotică și foarte agitată în acest mod. Aș vrea să se termine într-un mod plăcut și anume să alegem câștigătoarea concursului din Vlogmas, câștigătoarea cu numărul 2. Așa că o să merg repede, repejor și o să-mi iau laptopul și o să vedem cine este câștigătoarea. De-abia aștept, de-abia aștept. Stați un pic aici. Bun, am schimbat puțin cadrul, după cum bine puteți observa, și am făcut aici și o chestie un picuț logică, așa că o să vă dau un picuț mai de aproape, să vedeți mai mult ecranul laptopului decât fața mea și o să vă explic un picuț cum stă treaba pentru extragerea aceasta. În felul următor, cred că vedeți cât se poate de bine. Vedeți că am ales aici, adică am pus aici niște numere de la 8 la 14, pentru că acestea sunt vlogurile. De la 8 la 14 o să fie vlogurile din care o să extragem comentariul câștigător. Și pentru că random.org nu mă lasă să aleg decât un număr aleator, vedeți aici, un număr aleator de la 1 la, mă rog, nu știu cât, nu de la 8 la nu știu cât, atunci am ales să fac în felul următor și să fie vizual cât mai clar pentru toată lumea. Vlogul 8 este vlogul cu numărul 1 în concursul de astăzi, 9 numărul 2, 10 numărul 3, 11 numărul 4 și tot așa. Deci o să las chestiuța asta aici pentru referință și o să vreau să nu mai tai de aici încolo, pentru că vreau să fie totul cât mai clar. Așa că, având toate vlogurile astea în ordine, haideți să facem jumătate de ecran, jumătate de ecran. În felul acesta, ca să ne fie cât mai ușor să vedem tot ceea ce se întâmplă în mod cât mai, na, cât mai real, asta vreau să zic. Și o să alegem un număr de la 1 până la 7. Vedeți că avem în total 7 vloguri din care o să alegem câștigătoarele. Deci, câștigătoarea de fapt, deci o să punem minim 1, maxim 7 și dăm aici pe Generate. Și dând pe Generate o să ne arate numărul vlogului de la care o să alegem comentariul câștigător. Haideți să vedem! Numărul 7, adică vlogul cu numărul 14. Acum o să merg aici pe YouTube Studio, o să văd care este vlogul cu numărul 14 și este acesta cu haul Shein și cu alegerea cadorisitei mele pentru Secret Santa. Nu mai avem nevoie de chestiuța albă, am luat linkul vlogului cu numărul 14, Get Shareable Link aici, și o să mergem pe Random Comment Picker, așa se numește programul. Scuzați că sunt foarte obosită. Și o să vreau să dăm aici, mă rog, Continue with Recommended Cookies. Așa, o să dăm aici pe YouTube, pe undeva Instagram. YouTube. YouTube Comment Picker. Așa. Și o să punem aici linkul vlogului pe care tocmai l-am luat din cealaltă parte. Lăsăm Duplicate Users, Include Comment Replies și dăm aici pe Get YouTube Comments
Și avem în total 109 comentarii. Cred că vedeți voi bine. O să încerc să vă dau și puțin mai aproape ca să vedeți un pic și mai bine în felul acesta. Și acum haideți să alegem câștigătoarea. O să dăm aici pe start și numele fetei o să apară aici, inclusiv comentariul acesteia sau băiatului, de ce nu? Și vreau să vă zic că singura mea condiție a fost să lăsați un comentariu care este relevant cu conținutul vlogului, așa că dacă o să găsim un comentariu, nu știu, cu particip, nu o să le iau în considerare, dar să sperăm că nu o să fie cazul. Așa că dăm start și haideți să vedem cine este câștigătoarea! Mona Lisa, super drăguț în Cărturești! Super! Este un comentariu valid. Mona Lisa, draga mea, ai un nume superb. Lasă-mi, te rog, un mesaj, un e-mail pe adresa de mail pe care o găsești în bara cu descrieri, pentru că eu, din păcate, nu te pot contacta pe YouTube. YouTube nu are funcția asta de a trimite mesaje, așa că te rog, trimite-mi tu un mail pe adresa de e-mail pe care o găsești în bara cu descrieri. Deci da, Mona Lisa este cea de-a doua câștigătoare din Vlogmas. Da, și acestea fiind spuse, o să dau un picuț camera mai departe de mine în felul acesta și nici nu o să mai schimb foarte mult setup-ul pentru că sunt foarte obosită și vreau să vă mulțumesc în primul rând că sunteți lângă mine și că voi îmi dați energie să fac toate lucrurile astea și să mă filmez și să vă arăt tot ce se întâmplă într-o zi și să fac concursuri. Nu uitați că mai am o grămadă de concursuri în desfășurare, unul la mână mai, trebuie să mai aleg o câștigătoare pentru concursul din Vlogmas, ultima câștigătoare, așa că nu vă opriți din a comenta, pentru că nu ai de unde să știi. Poate tu o să poți să ieși, să fii următorul câștigător și să câștigi următorul premiu din Vlogmas și ultimul chiar. O să urmeze giveaway-urile cu cei de la Kurtman pe pagina mea de Instagram, așa că stați pe aproape și acolo mai am încă giveaway-ul cu Jumbo în desfășurare pe pagina mea de Instagram. Îl găsiți dacă intrați pur și simplu pe Alisa Moș, scris legat, pagina mea de Instagram. Și ce mai am pentru voi? Știu cum... mai am concursul cu bijuteriile de la... din advent calendarul de la Sinsai, deci am o grămadă de concursuri, nu vă descurajați, nu renunțați, continuați să participați pentru că niciodată nu o să știți de unde poate să sară iepurele și de unde poate să sară Moș Crăciunul, spiridușul, renul, elful, cum vreți să-i spuneți. Deci da, vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că nu a fost un vlog foarte haotic și îmi cer scuze că am avut o zi atât de agitată, dar mă rog, se mai întâmplă și zile din astea, suntem oricum pe ultima sută de metri cu Vlogmas-ul și pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru Crăciun și cred că asta agită cea mai multă lume și asta mă agită și pe mine pentru că am foarte multe lucruri de făcut la muncă, am multe lucruri de făcut în viața personală și este totul așa, o învălmășeală, dar mă bucur că faceți parte din această învălmășeală și că pot să împărtășesc cu voi toate lucrurile care se întâmplă într-o zi. Mâine să sperăm că o să fie un vlog un picuț mai chill pentru că mâine nu plănuiesc foarte multe lucruri, plănuiesc să facem unboxing-ul pentru coletul de la Kurtman, asta e singurul lucru pe care l-am în plan și în rest să fie totul cât mai chill și cât mai relaxat, dar da, ne vedem mâine, dragilor, vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag și vă urez cea mai minunată zi din lume. Și felicitări, Mona Lisa! From this